tu te-am simțit că te gândești și de asta am vrut să... Niște mesaje aseară, de multe ori e bine să nu le citești, dar uite că ne mai aruncăm așa cât un ochi și toată lumea spune asta, dat accidentat acum, înainte de eliminare, e frică și așa mai departe. Speculațiile sunt la ordinea zilei, adică nu ai cum să... Că ai intrat și a jucat, nu? Da, mă bucur că de acolo... Dumnezeu a dat așa putere și a intrat încât să delimiteze toate aspectele astea. Mă bucur pentru el și chiar vă spuneam mai devreme, mă bucur că și-a găsit, și lui Iulian îi spuneam că mă bucur că și-a găsit un prieten, Mario, contează foarte mult pentru psihicul lui, sunt convinsă că este dor de casă, este dor de cea micuță și e important să ai pe cineva cu care să te înțelegi și... Să sperăm că o să stea cât mai mult acolo, să nu-i fie prea dor de casă și să nu se accidenteze. Mariana, ție ți s-a întâmplat vreodată să intri în primul sezon accidentată? Ai avut o situație similară? Din păcate, eu nu m-am accidentat. În toată, Din păcate. Eu nu m-am accidentat, pentru că e un problemele mele de obstacole, garduri și toate nebuniile mele le fac mai zi de zi și de-aia sunt numai... Știi că se putea întâmpla oricând. Acolo la Exatlon se poate întâmpla oricând, exact, să te poți să fii cel mai bun, poți să fii cel mai bine pregătit. Ferească Dumnezeu, atât se zice. Ferească Dumnezeu. Dar nu m-am accidentat. Da. Dacă am aflat părerea voastră referitor la această accidentare a lui Costin, haideți să vedem ce spune și fetița lui. Avem un material frumos pregătit imediat după pauză. Are 4 ani, este frumoasă, talentată și fan înfocat Exatlon. Cel mai bun concurent Exatlon cine este? Tati. Emma Gheorghe, fiica faimosului Costin, ne-a primit la ea acasă, ne-a gătit, ne-a cântat și ne-a dezvăluit secrete importante din relația specială pe care o are cu tatăl ei. Cât de mult îl iubești pe tati? Până la cea și înapoi. Am revenit și, așa cum vă spuneam înainte de pauză, avem un material pregătit cu fetița lui Costin Gheorghe. Haideți să-l urmărim. Costin Gheorghe face o figură frumoasă la Exatlon. Puțin știu însă că în România faimosul are cel mai de preț susținător și anume Emma, fetița lui. Cu cine am onoarea? Păi nu am zis că te-arăt cum pictez. Mi-arăt cum pictez, dar vreau să știu și eu cu cine stau de vorbă acum. Pe cu mine. Și cine ești tu? Emma Gheorghe. Și am 4 ani jumate. Și a cui fată ești tu? A lui tati și a lui mami. Cum îl cheamă pe tati? Costi. Și unde este tati? La Exatlon. La Exatlon. Mă bucur foarte mult pentru el. Deși am, nu mai formăm o familie sau am divorțat, am rămas prieten de dragul Emei. Ce face acolo? Face un concurs. De Costin! Și este punct adus de Costin Gheorghe într-un moment important pentru echipa sa. Se descurcă bine? Da. Se bucură foarte mult când îl vede la televizor. Tu te uiți la Exatlon? Da. Și cum e acolo? Ce vezi tu la Exatlon? Păi că tati mai câștigă și tati mai pierde. În primul rând am întrebat-o, tati, la televizor, ai vrea să-ți fac vreun semn? Și ea, primul lucru care l-a făcut, și-a pus mâna așa la ochi și a făcut și a zis, ăsta va fi semnul nostru. La fiecare reușită vreau să-mi fac semnul ăsta. Și ce înseamnă? Semnul nostru, după ce câștigă. Iar Costin s-a ținut de cuvânt. De fiecare dată când câștigă, faimosul îi arată Emei semnul, iar ea înțelege un lucru foarte important. Mai are o singură piesă, Costin ratează, recuperează săculeții. Alex crede în continuare în șansa lui. Da, Alex puțin în lateral. Din nou printre Alex, Costin și este victorie. Emma! Emma, victorie! 10-7. Și tu ce simți când vezi că tati îți face semnul la televizor? Eu simt că mă iubește. Dacă te-ar auzi tati acum, ce îi spune? Că mă iubește. Cât de mult îl iubești pe tati?
până la ceas și înapoi. El iubește foarte mult. Și cât de dor ți-e de ele, ma? Până la ceas și înapoi. Cel mai bun concurent exatlon cine este? Tati. O să fiu mare, o să mă duc la exatlon. Și ce o să faci acolo? O să fac concurs, o să câștig. Pe traseu ți se pare că e rapid sau e puțin mai încet așa, tati? Mai rapid. Decât cine? Decât toată lumea. Cum vrei tu să se întoarcă tati de la exatlon? Bucuros. Cu mare repremuriu. Până atunci, Emma face tot ce știe mai bine ca să-și aline dorul de tată. Uite, tati, mă joc cu minte, te aștept. Emma, pentru cine te faci tu așa frumoasă? Pentru tati. După ce se machiază ca un star de cinema, Emma începe spectacolul dedicat lui Costin. Văd că îți place foarte tare și microfonul, nu? Un pic mai la distanță, da? Îmi place să aud vocea ta. Dacă mă întreabă cineva, urmime, inima trimi la tine, la tine. Ce-ți place cel mai mult la tati? Că face de mâncare bună. Gătește bine, Costin? Și ce gătește cel mai bine? Omletă și sandvișuri. Și pentru că îl iubește atât de mult pe Costin și mai ales adoră tot ceea ce face el, frumoasa Emma a mai luat o decizie. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Bucătăriață. Bună, eu suntem așa, o să facem mâncare. Prima dată o să iau carne, o să iau roșia, o să pun aici. Acum așteptăm. Mai luăm o farfurie. Aici. Și punem într-o farfurie. Am pus. Acum o să punem ceapă. Și gata mâncarea. Tati, ți-am gătit. Haide la mâncare. Moate. Te pup și te iubesc. Pe lângă masa pregătită cu iubire, când va veni acasă, Costin va avea parte de multe surprize. Emma este prima care are planuri serioase pentru el. Ce vrei tu să faci cu tati când o să vin acasă? Unde vrei să te duci cu el? Vreau să mă duc eu în Spania. Uite, păi tati cred că nu știe. Sau știe tati că vrei să te duci cu el în Spania? Nu. Află acum. Crezi că se va bucura? Da. Și cât vrei tu să stai cu tati în Spania? 8 zile. 8 zile? Și ce o să faci în Spania cu tati? O să dorm. Și atât? Nu o să vizitezi nimic? Ba da. Tu de ce vrei să te duci în Spania? Fii sincer acum. L-ai văzut pe tati că s-a bronzat în Dominicană? Da. Și vrei și tu să te bronzezi în Spania, așa-i? Da. Și în altă parte mai vrei să te duci cu tati? Da. Unde? În București. Și ce să facem în București? Să dormim și să ne ducem în oraș. Aha, și ce faceți în oraș? Cumpărăm haine pentru mine. Și pe la locuri de joacă vă duceți? Da. Cât de mult îți plac ție hainele? Foarte mult. Uite, tati, eu mă joc cu mințică. Te aștept. Te iubesc foarte mult. Să vii cu iubire și mare la noi. Te iubesc și te pup. Emma ne-a adus zâmbetul pe buze. Din păcate am ajuns la final. Aș vrea să vă mulțumesc tare mult că ați onorat invitația de a fi alături de mine și de Iulian în această seară. Cu plăcere. Mulțumim. Mulțumim, Diana, multă sănătate. Mulțumesc. Ținem pumnii. Mulțumesc.
Și da, Iulian, să ai o săptămână frumoasă. Cu siguranță îți va fi dor să te reîntorci. Intru în concediu? Să fii fabulos așa cum ești tu de obicei. Normal, dar toți trebuie să avem o săptămână fabuloasă. O săptămână frumoasă să aveți și voi. Și ne revedem luni, imediat după Exatlon. Și aș vrea să mulțumesc Premier Palace. La revedere, o seară bună!